Prin excluderea din partid, Ion Barbu își va pierde calitatea de ales în Consiliul Local Municipal. Pe de altă parte, opoziția din mini-parlamentul local rămâne fără cea mai puternică voce, având în vedere că Ion Barbu era singurul care a reclamat probleme în ceea ce privește activitatea societăților subordonate primăriei și a avut mai multe intervenții în dezbaterile legate de împărțirea banului public. Pare că responsabilii PDL au trecut cu vederea acest lucru și au preferat să-i retragă sprijinul politic, motivând oficial că Ion Barbu nu s-ar fi implicat în campania electorală pentru europarlamentare. Cum să rezolv? Este o decizie pe care am luat-o în birou permanent județean în funcție de rezultate și de analizele pe care le-am făcut la nivelul partidului și a organizațiilor interne. Analiza care am făcut-o acum câteva săptămâni nu a fost făcută la toate nivelurile din partid. Acum a venit rândul organizației municipale Buzău. Au fost mai multe concluzii, dar asta s-a concretizat și probabil că asta a ajuns la în interesul dumneavoastră. Dar nu văd unde este problema. O să aveți o surpriză. O să arate la fel de bine, chiar poate mai bine. Cu siguranță da, pentru că prin algoritmul pe care îl cunoașteți foarte bine, va intra un nou consilier în locul domniei sale. Da, fără discuții, vă pot da un nume, Micul Nicolae se numește. Fără doar și poate, însă în spatele acestei decizii se află un alt motiv. Iar fostul lider cu acte al PDL Buzău, deputatul Cezar Preda, nu este străin de această excludere. Dimpotrivă, cel mai mult, Preda a fost deranjat, printre altele, de faptul că Barbu a lipsit de la o ședință de Consiliu Local în care s-a produs un troc la vot. Mai precis, majoritatea USL a votat pentru o investiție în panouri fotovoltaice pe care o va avea parlamentarul Cezar Preda la ieșirea din orașul Buzău, iar opoziția a votat pentru modernizarea cu peste 13 miliarde de lei vechi a fântânii arteziene de pe platoul din Piața Dacia. Barbu a lipsit atunci tocmai pentru a fi consecvent primului vot dat împotriva alocării unei sume uriașe pentru arteziana din centrul orașului. Numai că prin absența sa, Barbu a fost interpretat ca pe o atitudine împotriva celui care pe atunci era lider al PDL Buzău. De altfel, au urmat și alte tensiuni între Cezar Preda și Ion Barbu, lucru care, iată, a condus la această excludere.